Cei peste 700 de angajați ai Companiei Naționale a Uranului nu și-au mai primit salariile de la începutul anului. Minerii de la exploatarea minieră Crucea, județul Suceava, dar și lucrătorii de la uzina de prelucrare a minereului de uraniu de la Feldioara, județul Brașov, au întrerupt lucrul pentru că nu și-au mai primit salariile de la începutul anului. Reamintim că în ultimii ani minerii de la Crucea, județul Suceava, au fost în mai multe rânduri în grevă, reclamând dezinteresul statului român pentru munca lor și intenția de a închide exploatările de uraniu de pe teritoriul țării. Mai mult, au fost perioade în care nu și-au primit salariile cu lunile, ca și prima parte a acestui an. Încă de acum 20 de ani, guvernanții au căutat să identifice soluții pentru minerii și lucrătorii de la fabricile de prelucrare a minereului de uraniu, dar nu le-au găsit deloc. S-au invocat mereu faptul că exploatările de minereu de uraniu din România nu sunt rentabile, fiind de preferat importul acestui metal radioactiv, necesar pentru funcționarea, de exemplu, a centralei nucleare de la Cernavodă din alte părți ale lumii. În momentul în care am aflat, am fost alături de minieri, undeva în jurul orei 23, am stat de vorbă cu ei, după care dimineața, împreună cu domnul senator Niță, am fost la Ministerul Energiei, unde am avut discuții și întâlniri cu toți factorii de decizie, începând de la Ministrul Energiei până la cei doi secretari de stat din Ministerul Energiei. Am purtat discuțiile alături de 5 reprezentanți ai minerilor din Compania Națională a Uraniului și am aflat cu stupefacție ce a făcut, de fapt, guvernul Cioloș și omul numit de guvernul Cioloș la CNU în perioada de un an aproximativ în care au guvernat România. Au făcut exact ce au făcut și cu corvetele, ce au făcut și cu multe alte chestiuni absolut imparțiale și de nedescris privitor la nevoile, la interesul național, la nevoile și la interesul național. În acea perioadă, omul numit de către Dacian Cioloș în funcție de director CNU a rupt relația cu instituția care cumpăra minereu de uraniu de la Crucea. Astfel, minerii produceau și produc în continuare, dar n-au cui să vândă acest minereu de uraniu. Deputatul ALDE bănuiește că motivul pentru care mina Crucea Botușanu se află în situația aceasta, datorită implicării unei firme din Canada, care trebuie să câștige toate licitațiile în dauna minei de uraniu românești. În acest sens, eu, în calitate de vicepreședinte al Comisiei de Abuzuri din Camera Deputaților și domnul Ilie Niță, din funcția de președinte a Comisiei de Dezvoltare Regională și Activele Statului, vom iniția în Parlamentul României, vom cere o comisie de analiză a activității CNU pe perioada guvernării Cioloș până în prezent, pentru a vedea cu adevărat dacă această instituție care este sub patronajul instituțiilor ce țin de siguranță națională și-a făcut datoria, dacă directorul de atunci și Consiliul de Administrație de atunci și-au făcut datoria față de această țară, față de acești oameni, de minerii din Suceava, care astăzi sunt în grevă. În opinia mea, cred că la momentul acela, guvernul Cioloș nu a făcut nimic altceva decât să vândă interesul național unei firme canadiene. A scos de pe piață producătorul român, care e captiv și nu poate vinde decât instituțiilor abilitate din România, pentru a face importuri din Canada de la o societate care nu are nici în clinici, nici în mânică cu România. Este o acuzație gravă, care cred că ar trebui să fie studiată, analizată de instituțiile abilitate ale statului, începând de la DNA până la DICOT și așa mai departe. Deputatul Ștefan Alexandru Băișanu a mai amintit că România este singurul stat din Europa care are în momentul de față tot lanțul de producere a uraniului până la folosirea lui în centralele de la Cernavodă. Acesta este de părere că doar un nepatriot ar fi putut rupe acest lanț, transformând astfel România într-un tributar al unei societăți private canadiene. Eu consider că e un atentat la siguranța națională, un lucru foarte important, foarte grav, care trebuie rezolvat repede, ca deputat în Parlamentul României, ales de suceveni, inclusiv de
acești oameni de minieri, am obligația să mă interesez de bunul mers al activității economice românești și mă voi implica categoric, voi lupta în baza abilităților pe care le am din Parlamentul României pentru a afla adevărul și pentru a aduce situația la normalitate pe această zonă.